Bună ziua! Sunt unele lucruri pe care le uităm. Noi vrem să fim sănătoși, dar nu ne dăm seama cam cât de importante sunt, eu știu, sau nu ne dăm seama cât de importantă este alimentația pentru sănătatea noastră. Că noi zicem, noi mâncăm destul de sănătos, dar în ziua de astăzi este nevoie să fim destul de atenți la sănătatea noastră. Pentru că sănătatea oamenilor în ziua de astăzi a ajuns, cum să zic, să fie ceva de genul o raritate. Pentru că oamenii nu au fost atenți de-a lungul timpului la acest aspect prea mult. Au fost atenți la acest aspect doar puțin. Și în timp s-a ajuns la mari probleme de sănătate, astfel încât în prezent ne confruntăm cu, ați văzut, pandemia care a fost. Așa că eu, spre exemplu, astăzi am băut 3 pahare de must. Și într-adevăr mi-am prins bine. Așa că vreau să scot în evidență importanța sucurilor naturale pentru sănătatea noastră. Sau dacă nu aveți sucuri naturale, importanța fructelor. Fructele conțin enzime, vitamine. Despre vitamine s-a tot vorbit. Vitamina C sau alte vitamine. Despre enzime se vorbește mai puțin. Ele sunt un fel de muncitori care ajută la regenerarea organismului nostru. Și aceste enzime se găsesc în fructele proaspete, nu în compoturi, nu în fructe conservate, cum s-ar spune. De asemenea, încă un lucru pe care vreau să-l scot în evidență este că noi românii suntem cât de cât imaturi. Deși la 20 de ani ar trebui să fim destul de maturi, totuși, din cauza alimentației, și anume din cauza lactatelor, cred eu, oamenii români, care consumă destul de multe lactate, din câte îmi dau seama, nu sunt suficient de maturi. Nu e bine să consumăm lactate în fiecare zi. Persoanele care consumă lactate, brânză, cașcaval sau lapte, ar fi bine să nu consume, eu știu, dau așa un exemplu, mai mult de, nu știu, să consume maxim de 2 ori pe săptămână lactate, ceva de genul acesta. Pentru că aceste alimente, până la urmă, sunt pentru pui de vacă, știți? Adică pentru viței sau la oi, pentru, mă rog, pentru copiii animalelor. Adică, până la urmă, după o anumită vârstă, aceste animale nu mai consumă lapte, ci consumă iarbă. Așa că nu ne ajută în această privință a maturizării. Și rămânem așa, prea copii, prea imaturi, dacă consumăm des lactate. Așa că este nevoie, din punctul meu de vedere, să fie consumate rar. Și să știți că lactatele, deși au și un oarecare efect pozitiv, și anume sunt cât de cât calmante, totuși ele ne fac probleme la încheieturi și la plămâni. Creează anumite probleme de respirație, lactatele. Așa că vă urez să țineți minte să consumați alimente care vă fac bine la sănătate. O zi bună! Vă urez!